familie. E Și ca de o la familie, da. da. Deci, după Este... cum știți, locuiește în Italia de foarte mulți ani, este specialist în hipnoză, trainer, chiar predă la diferite universități, predă hipnoza. Eu am cunoscut-o la un congres de hipnoză și m-a uimit cum era acolo în acțiune. Cu toate exemplele alea pe care le ai și ce ai vorbit, ce ai exemplificările și toate. Acum te las pe tine să ne bagi așa în tainele hipnozei și să ne dai și exemple din viața ta, din Da, experiența cazuri ta reale, cu clienți, sostanzialmente. cu... Da, cazuri reale, pentru că nu numai la școală, dar am și un studiu unde fac sesiuni individuale și am întâlnit multă, multă lume, am avut posibilitatea să muncesc cu diverse cazuri. Seara asta vorbim despre ipnoză. Da, ipnoza s-a născut când s-a născut omul. S-a născut cu noi. Ce frumos ai spus. E ceva care ne aparține ca ființă, ne aparține ca rață, ne aparține ca capacitate naturală a mintei. A fost folosită când, adică bunicul și bunicul și bunicul și bunicul, a fost folosită în cerimoniale religioase, a fost folosită pentru elevația spirituale persoanei. Recunoaștem multe ceremoniale care folosesc ipnoză ca să ajute, să zicem, în ceremonial respectiv să intri într-o dimensiune care îți permite să fii în același timp în contact cu partea ta mai, să zicem, mai superioară și cu partea ta mai profundă. Ipnoza ne pune în contact cu o fenomenologie care ne atenționează la ceva. Ipnoza este, de fapt, un instrument care a fost și recunoscut de la Ministerul Sănătății ca un instrument care poate fi folosit împreună cu terapiile clasice ca să ajute la vindecare, ca să ajute la bunăstare, da? Și să zicem, e ceva care în sinergie cu terapiile normale accelerează procesul de îmbunătățire. Eu nu știu dacă voi ați cunoscut ipnoza, poate nu știți, dar sunt sigură că da. De ce spun asta? Și dacă nu știți că ați cunoscut ipnoza, într-adevăr ați cunoscut-o, pentru că în fiecare zi noi intrăm în ipnoza natural de multe ori. Se întâmplă când ne blocăm, când suntem concentrați, de multe ori se întâmplă când suntem în mașină, când intrăm într-un fel de pilot automat. Se întâmplă, de exemplu, când suntem la film, când ne uităm la un film și când intrăm în personajul respectiv. Adică o parte din mintea noastră intră într-un fel de break, de suspensiune, și se deschide o diferentă parte a minții care nu este legată de logică, dar este legată mai mult de creativitate. Eu aș vrea să îmi faceți și voi dacă aveți niște întrebări, eu mi-a face mult, mult mai plăcere. Ipnoza, așa că se cheamă așa. De ce o cheamă ipnoză? Aici să ne ducem acum 200 de, da, 200 de ani. Era un medic, îl chema James Braid,
care a avut posibilitatea să asiste la o demonstrare de la un magnetist, și aici începem să vedem de unde vine ipnoza, un magnetist foarte puternic. El era magnetistii, să zicem, în origine, erau foarte puternici, legați de pământ, așa că erau oameni foarte energetici. Și a văzut demonstrarea asta de magnetism animal și fenomenul care l-a asistit era ca un fel de somn. Adică persoana intrase într-un fel de somn. Și de asta, medicul ăsta din de Manchester a comentat fenomenul ăsta zicând, haide, asta apare ca un ipnos, ca un somn. Dar, într-adevăr, intrăm într-un somn, cum ai spus tu, sau... O relaxare, nu? Da. Sau dormim când ne gândim că suntem trezi. Și de asta urmăriți-mă, pentru că vă duc la începutul culturei ipnozei în Occident. Era medicul ăsta, îl chema Franz Anton Mesmer, care studia conexia între omul și cosmo. Și știi? Și studiând asta și-a dat seama că fiecare ființă în lume, n-are importanță dacă este un om, n-are importanță dacă este un animal, n-are importanță dacă este o plantă sau o piatră, fiecare ființă are ca un fluid. Și fluidul ăsta, magic, vorbește, adică e interconex. Astăzi putem vorbi în termeni de energie. Da. Atunci nu se știa despre ce era vorba. Se putea numai observa fenomenele legate de asta. Și fluidul ăsta, el a descoperit că are o grămadă de facultăți, de capacități. De ce l-a chemat magnetism? Numai puțin că mi-a intrat pe telefon în direct unde erai, pentru că vreau să văd întrebările. Da. Ei nu poate să scrie aici. Spune, cum traduci informații în viața reală să o îmbunătățești, te rog, Esther. Cum traduci informații în viața reală? Ca să îmbunătățești viața, gândesc că am vrut să zică. A, cum poți folosi ipnoza? Da, da. Ipnoza este și un instrument ca să vorbești cu tine, ca să intri în alianță cu tine. În loc să... De multe ori noi suntem în conflict cu noi. Este o posibilitate să vorbim cu noi și să ne dăm cu niște intenții pozitive. Ca să atingem la resursele naturale care le avem. Să zicem că noi venim în viață compleți. Completi, să zicem compleți. În latino se zice sani. Sani înseamnă totul. Avem tot. Venim în viață cu toate resursele care avem nevoie ca să facem față la n-are importanță care eveniment. Cu ipnoza, haide să facem o metaforă. Avem o valiză. Noi venim în viață cu valiza, instrumentele vieții. Pentru iarnă, pentru vară, avem acolo înăuntru îmbrăcăminte, pentru vară, pentru iarnă, pentru așa, toate perioadele. Ipnoza ne permite să deschidem valiza și dacă noi ne gândim că n-avem instrumentul respectiv, să deschidem valiza, să găsim instrumentul care este folositor în momentul ăsta ca să ne ajute la îmbunătățire, și să-l folosim într-adevăr în viață, să-l recuperăm și să-l folosim în viață. Vă fac un exemplu foarte, foarte simplu. Un tratament folosește linia timpului.
Să facem un exemplu. Eu sunt fricoasă, mi-e frică, mie-mi-e frică. Mie-mi-e frică, mi-e frică de persoane, mi-e frică de... așa. În ipnoză, vorbim cu subconșul, subconșul ne spune: uite, fată, îți trebuie curaj. Ca antidot la frică. Bine, haideți să ne ducem să luăm curajul ăsta. O întreb pe persoană să-și aducă aminte un moment în viața ei, pentru că a fost un moment, o secundă, o clipă. Asta este principiul de bază. Care a fost curajos și te duci cu mintea să viețuiești complet momentul ăla și recuperezi starea mintei de la un curajos, emoțiile de la un curajos și și cum se gândește, ce vede, cum acționează. Și îl aduce înapoi la prezent și la viitor. Funcționează cam așa, nu știu dacă am fost clară. Da, ai fost destul de clară. Aici spunea cineva că mi-aș dori mult să particip la câteva ședințe. Cu mare drag îi spun, o poți contacta pe Esther. Haideți să îi ajutăm pe cei care ne ascultă dacă vreau să schimb niște credințe, Esther. Cum le pot schimba? Mă ajută hipnoza? Da, le poate ajuta. Principiul este, noi am crescut așa, noi am și învățat cu principiul repetiției, da. Da, am învățat să alergăm, am învățat să vorbim. Principiul este, când mintea noastră e foarte atenționată, noi putem să-i dăm niște sugestii pozitive ca să absorbe. Ca să ca o picură chinezească. Da, picătură chinezească, da? Da. Spun întotdeauna aceeași chestie ca să o facă asa. E, să zicem că noi vorbim la mintea persoanei și mintea persoanei de-abia așteaptă să execute. Da, ce minunat, da. De-abia așteaptă, așa că îi vorbim clar ce vrem. Atunci, în momentul ăla, se activează altceva, un alt mecanism în mintea noastră, care îl cheamă filtrul, lăsăm tehnicismele, dar da. E cum eu aș spune, energie, minte, îmi trebuie energie. În momentul ăla, mintea zice, bine, vrea energie, haideți să activăm toate filtrele ca să găsim energie în mine, energie afară, energie în lume. Și mintea este direcționată ca să găsească energia aia. Ce minunat, ce minunat! La fel, cine, eu știu, pe plan emoțional, pe anumite frici, nu? În anumite traume, nu? Care le-am avut. Eu, de exemplu, panica mi-am vindicat-o prin autohipnoză. Și dacă ai cazuri de asta, dacă ne poți exemplifica. Panica, avem foarte bune rezultate cu panica, de exemplu, cu atacul panico, cu fascinația. Pentru că panica e într-adevăr un moment de mare șoc al corpului și al mintei. Atunci acolo trebuie un intervent șoc. Uh-huh. Îmi aduc aminte persoana asta care suferea de atacuri de panic de 20 de ani. Uh-huh. Atunci, cu fascinația, e ca și noi facem un reset complet. Fascinația e o tehnică foarte... Așa, te rog să explici care e diferența dintre fascinație și dintre hipnoză, da? Fascinația e una dintre consecințele al dezvoltării al magnetism și e una dintre, să zicem, aplicații mesmerice de la magnetism animal. Este ipnoză non-verbală. Adică tu intri în ipnoză numai cu forța al regardului și e cum ar fi blocat, ca o meduză, știi? Imaginea meduzei. Mintea, în momentul ăla e într-un punct zero. E blocat, e ca o foaie albă. Nu mai mișcă ochii, așa că nu mai poate să-ți gășească vechile programări
și e atenționată total. Uh-huh. Și atunci ce faci? Fără să vorbești, începi să ghidezi ochii, pentru că nu sunt ochii care se uită, e mintea noastră care se uită cu ochii noștri. Ghidezi cu ochii persoana ca să, sau poți face o regresie imediată, să te duci imediat la prima oară, ce s-a întâmplat, unde erai, ce simțeai, dar te duci în regresie instantanee, în siguranță, adică cu obiectivul să rezolvi, adică să viețuiești, ești și aici și acolo, dar cu instrumente diferente. Pentru mintea noastră nu este diferență între ce este real și ce este construit. Așa este, da. Așa că dacă te duci în momentul ăla și cu diferente reacții, rezolvi. Poți să schimbi acolo, poți să schimbi acolo. Practic se schimbă frecvența, Ester, da, nu? Se schimbă frecvența și cu fascinația ajunge imediat o catalepsie corpului, da, și o catalepsie totală. Da. E ca un bloc. Tu devii ca un bloc. Și după un intervent așa puternic, e ca un șoc total de la sistem și schimbă. Persoana schimbă natural. Da, da. Eu știi că ți-am zis că am făcut cu Roberto Deida și da, mă fascina, îmi plăcea enorm, da? Da, doar că el nu merge pe terapie, da? El face doar... Fenomenologia, da? Cum ziceam, e bine să înțelegem care este diferența între fenomenologia ipnozei, adică toate tehnicele care ne duc în ipnoză, da. Și terapia, care este un proces. Da, e un proces, da, e. E diferent. Îmi aduc aminte, se poate munci și pe copii mici. Îmi aduc aminte fata asta mică anul trecut. Ea s-a născut și avea durere de burtă și plângea săraca toată ziua, toată noaptea. Au venit la mine mama și tata cu ceargă. Cât de mic? Când a venit la mine, ea avea 6 luni. Wow, micuț, se poate... Da, acolo te duci numai cu mesmerism. Numai cu mesmerism, da. Nu verbal. Corpul care vorbește cu corpul. Corpul unul cu altul, ce minunat! Da. Și copiii încă n-au filtrul logic. Așa este. E mult mai facil să vorbești cu corpul ăla și să ai răspunsuri și să dai indicații. E același chestie ca ipnoză. Eu îți dau indicații, îți dau sugestii, dar sugestiile astea sunt într-un domeniu de silențiu, de liniște. De liniște, da, da. De liniște. Au venit la mine, ei erau la pământ, nu mai puteau, nu mai dormeau, erau tot. Așa. Iar am stat, să zicem, 3/4 de oră cu ea în brațe. Am folosit numai pasuri magnetice ca să o ajut să se liniștească. Am folosit niște pasuri magnetice pe burtă ca să reechilibrez. Acolo avea burta, cum să zicem, foarte, foarte contractă. Da, de aia plângea. Ca să o ajut, a plâns 3/4 de oră. Dar după aceea a început să doarmă. Nu știu, de asta se spune, e ca o magie. Mesmerismul e ca o magie. Nu se știe ce se întâmplă și cum se întâmplă. Dar se întâmplă. Eu am vorbit cu corpul ei. Bine, tu ești bine. Și ea m-a simțit. Am și folosit niște sunete magnetice care activează niște răspunsuri. Îmi aduc aminte și o altă fată, de exemplu, să zicem, astea sunt obsesiile compulsive. Îmi aduc aminte, fata asta avea mâinile, săraca de ea avea 11 ani. Și avea mâinile mâncate și le spăla. Wow. Și le spăla. Și nu mai era posibil.
cu ea am folosit o altă tehnică, de exemplu, pentru că el era puțin mai mare. Am folosit mesmerismul, pentru că mesmerismul, să zicem că întotdeauna reechilibrează persoana, revitalizează persoana și când persoana e revitalizată, normal funcționează normal. Nu știu cum să spun. Da, ce se întâmplă acolo. Dar dacă eu revitalizez, totul intră în armonie universală. Da. Și cu ea am folosit, de exemplu, o regresie. Și ce s-a întâmplat? Ea era la școală. Era la școală și noi știm că sub bancă mulți pune cicle, spune, știi? Ea era micuță. Primele zile de la școală și a pus mâinile sub bancă și au ieșit murdare, gelatina. Wow! De atunci a început aia. Ea se simțea că era întotdeauna murdară. I-a dat o stare, emoția pe care și-a creat-o în momentul ăla. Wow! A creat un ancoraj. Și senzația i-a avut-o pe mâini. A început să transpire. Am avut chiar o revivificație de la situația asta. Ea uitase că era legat de ăla. Dar momentul primul, după aceea te duci și găsești toate momentele care sunt legate de la momentul primul. Care sunt legate, da. Și de exemplu, acolo, cum am ajutat-o? Am ajutat-o foarte simplu, pentru că de multe ori simplicitatea rezolvă mai mult decât complexitatea. Și mesmerismul e foarte simplu. Cu ea, ea era înăuntru, am ajutat-o să se uite afară. Asta o cheamă distracție atenției. Funcționează și când noi ne lovim și nu suntem atenți și nu simțim durerea. Da. Exact la fel. Pentru că suntem atenționat la altceva și după aceea seara avem mânuț. Vezi vânătaia și nu știi de ce. Da. Cu copii de multe ori, nu? Da. Așa. Ce faci? Îi schimbi atenția mintei. Să nu mai fii atentă la asta, dar să fii atentă la altceva. Interrupția asta de schemă schimbă procesul elaborativ și cognitiv legat de la ce se întâmplă. Așa că în mintea ei, după aceea, s-a întâmplat ce am făcut împreună. Da. Nu știu dacă se înțelege... Ai schimbat, practic, frecvența și acolo. Ai schimbat percepția, ai schimbat modul de a vedea. Da, exact. Da. Anca ne întreabă ce este mesmerismul, dar deja ai spus. Anca, dacă te mai uiți, mai reasculți video, ai să regăsești. Dar eu aș vrea să te întreb despre fascinație și fascinația folosită la animale, dacă se poate. Cum să nu? Așa. Mesmerism și fascinație. Haideți să începem care este diferența între mesmerism și ipnoză și mesmerism și fascinație. Ipnoza este una între multe efecte de la magnetism. De asta este tata de multe discipline, Reiki, bioenergie, pranoterapie, sorgentea, sursa e aia. Cu mesmerismul, noi ne ducem de la subconștient la conștient. De la subconștient la conștient. La conștient. Adică, vorbim cu corpul, corpul știe ce se întâmplă. Știe care este adevărul. Și ce este în corp ajunge la minte, cognitiv. Pe înțelesul tuturor, dacă le zici ce înseamnă să vorbești la corp, da, ce zici, ce înseamnă să vorbești la corp. Corpul ăsta e singur element
în momentul ăsta care este prezent. Mintea noastră e atenționată la altceva. Și corpul nostru este legat de la subconștiu. De asta este limba corpului. Da, este direct legat la partea noastră. Și ce se întâmplă la, și la nivel cognitiv, de multe ori e ascuns în corp. Multe blocuri sunt ascunse, multe modi sunt ascunse în corp. Așa este. Asta e și psicosomatica, nu? Să zicem că corpul este casa subconștientului. Cu mesmerismul, noi ajungem să vorbim cu subconștientul și ne ducem de la subconștient la conștient. Ce nu știam, devenim conștienți. Devenim conștienți. Exact. Da, da. Cu ipnoza e exact opozit. Adică, e opusul. Ne ducem la subconștient. Am înțeles, am înțeles. Ipnoza e mult mai, cum să zicem, analitică. Dacă vorbim în termeni de yin și yang, ipnoza e masculină. Și mesmerismul este feminin. Ipnoza este soarele. Mesmerismul este luna. De asta pentru mesmerism trebuie mare sensibilitate. Împreună îți dai seama că sunt o putere nemaipomenită. Dacă noi muncim pe magnetismul nostru animal, noi developăm și o capacitate de regard, de privire. De privire mai puternică. Am înțeles. Pentru că devenim mult mai mult prezenți. Mult mai, da. De asta, una dintre efecturile de la magnetism este capacitatea asta de ipnotiza cu ochiul. Devenim magnetici. Atragem persoanele, atragem situațiile. Și magnetismul și mesmerismul, ce înseamnă? Mesmerismul sunt toate tehnicile care folosesc puterea magnetismului. Ah, ce minunat. Create de la Dr. Mesmer. Esther, dar sunt persoane care nu pot fi hipnotizate? Pentru că am întâlnit persoane de care spun, eu nu pot fi hipnotizat. Da, și asta e una dintre întrebări care sunt mai mult atunci. Să ne gândim la asta. Mie îmi place să mă gândesc că nu. Și îți spun de ce. Dacă ne gândim că ipnoza este una dintre facultății creierului, dacă eu nu sunt ipnotizabilă, înseamnă că îmi lipsește ceva. Că sunt deficitarie. Mie nu-mi place să mă gândesc. Eu mă gândesc că toți oamenii, potențial, cum au venit în lume, sunt ipnotizabili. Dar trebuie să găsim cheia, pentru că fiecare dintre noi are o cheie. Așa este. Ca să intre în lume. Ce minunat ai spus. Da, fiecare este ipnotizabil, sigur, sigur. De multe ori se zice că este instrumentul care este greșit. Dar este și o chestie de volere, de a dori. Miltorelli Erickson zicea, ipnoza în orice caz e o chestie de autoipnoză. E o chestie intimă de permisiune. Nimeni poate să ipnotizeze nimeni dacă nu este o permisiune. Dacă nu-ți dai voie să permiți. Dacă nu-ți dai voie. Adică dacă nu dai voie, nimeni poate să te ipnotizeze și nici tu poți să te auto-ipnotizezi. Da. E o chestie într-adevăr de permisiune. Nu mai vreau, dar îmi permit să în starea asta. Îmi dau permisiunea, da.
Și o altă chestie care multe persoane se gândesc, dar îmi pierd controlul, ce faci de mine, mă faci găină, mă faci că... mă faci că... Știi? Asta da, e da. O fenomenologie care demonstrează cât de puternică este ipnoza. Dar nu. Și asta e foarte interesant. Subconștientul nostru ne vrea bine. Așa că dacă ceva se întâmplă, că nu-i place, imediat te duce la starea normală de frecvențe cerebrale. Ipnoza e și o chestie de frecvențe cerebrale care schimbă. Așa că cu ipnoza poate să fie periculoasă care cum să zicem, lua o gură de aer curat, știi? Mie mi s-a întâmplat când făceam cursul cu Deida, unde un coleg îmi spunea mai multe întrebări și printre altele nu mai știu ce mi-a zis, că nu, adică m-a anulat într-un fel ceea ce sunt eu, numele eu, din momentul ăla și culmea că subconștientul a reacționat și n-a acceptat. De asta, tu știi, se vorbește și despre crimini cu ipnoza. Este posibil, într-adevăr, dar trebuie să fii foarte, foarte repede. Pentru că este un timp încât persoana își dă seama, numai că momentul ăla e ca nu reacționează normal. Dar își dă seama ce se întâmplă. Și e numai o chestie de secunde, că subconștientul te duce la starea normală de reacționat, pentru că nu-i place ce se întâmplă. Da. Pentru că corpul meu era, m-au pus jos, corpul meu era în, cum să spune, rigid, cum să, așa? Da, au făcut fascinație. Da, și, dar subconștientul a reacționat și a... Ai văzut? Au fost foarte, foarte, mă închipuiesc că au fost foarte, foarte repede, rapizi. A fost chestie de secunde. Pentru că trebuie să fii foarte, foarte rapid. De asta, pot fi manipulat? Nu. Pentru că subconștientul nostru e partea noastră care ne vrea bine și vrea ce e bine pentru noi. Da, da. Uite o întrebare în care spune Anca... Cum aș putea să comunic cu inima mea? Am o difibrilație arterială, aritmie, când am pulsul ridicat, ce să-i spun inimii? Asta e ceva minunat. Ar putea în hipnoză să rezolve? Atunci ne putem duce, haide să vedem, vezi cum putem munci. Putem folosi multe instrumente, ne putem duce clinic. Ipnoza clinică, adică putem folosi coerența cardiacă. Asta o stradă. Da. Putem folosi respirarea cu coerența cardiacă. Dar cu mesmerismul ne putem duce să vorbim cu inimoarea aia. Wow, ce frumos! Ce se întâmplă? Ce minunat! Da. Ce vrei? Chiar să vorbim cu ea. Ce da, ai auzit, Anca? Deci poți să vorbești, deci nu pot să zic decât ai zis că vrei să vorbești cu Esther, pe urmă poți să o contactezi și să stabiliți o întâlnire pentru... poți să vorbești cu inimioara ta și pe urmă să vor întâmpla minuni, eu sunt sigură. Pentru că da, știm. Ne gândim să facem și niște sesiuni, dacă vreți. Cu mare drag, cu mare drag. Că știi că poate singur mi-e frică, dar dacă suntem mai mulți, putem face un experiment, un laboratoriu împreună, deja o sesiune de autoipnoză, toți împreună, ca să naștem prietenul ăsta. Și îmi aduc aminte un exemplu ca ăsta cu inima. Ea vinea de la Republica Cehoslovacă. Începusem o sesiune și avea un nerv acavalat. Nervul pe altul. Și da, încălecat așa în românește, știi? Da, ok. O durea și nu reușea să se concentreze. Atunci, acolo ce am făcut? Am folosit o tehnică
care folosește fascinația, așa, înainte am blocat-o. Mm-hmm. Bloc, stop. E care zice un stop. Stop. Mm-hmm. După aceea, cu mesmerismul am atins partea aia și chiar am vorbit. De ce ești? Spune, ce se întâmplă și eu și ea am auzit chiar cum nervuțul ăsta se lăsa. Wow, ce fain! Da, și ghelea, se vedea că se destindea. Imediat. Asta s-a relaxat și s-a așezat la loc. Da. Ce o cheamă parola confortabilă. Ce minunat. Eu Esther, deci știu cazuri care s-au făcut intervenții chirurgicale mai mici sub hipnoză, dar eu vreau să spun că o frică enormă de dentist, da? Am ajuns într-o situație deplorabilă, m-am dus și mi-am făcut implanturi și îmi era frică când mă duceam la dentist. În timp ce eu așteptam pe în sala de așteptare, intram în autohimnoză. Bravo! Și cât stăteam în ședință, era super. Doctorul meu îmi spunea, Doamne, dar ești un înger. N-am mai întâlnit asemenea mesaj. Să nu miște, stăteam acolo cu gura căscată și el lucra, liniștit. Dar, deci, a funcționat pentru că... Cunoaște asta. Da, zic, îi ziceam doctorului, dacă ai ști tu ce fac eu înainte de a intra la tine. Exact. Da, e folosește foarte mult și cu copiii. La dentist poate fi folosită ca să nu fie utilizată anestezia. Anestezia, da. Acolo este aplicarea ipnozei pentru durerea, ca anestetic, ca analgezie, ca anestezie, da. Uh-huh. Da. Esther, vreau să ating un alt punct care eu mi-aduc aminte de la congres, că ai vorbit despre, deci în cazuri de urgență, în cazuri de accident grav, în situații majore, cum poți, acolo intervii cu fascinația? Depinde. Adică la o durere majoră ca să scadă? Atunci, depinde, pentru că nu este un protocol fix. Uh-huh, uh-huh. Este protocolul Lunela. Uh-huh. Este protocolul Luanca. Da. Asta e foarte important. Da. Să intri în contact. Este un raport cu persoana. Dar, în general, ca să ai un răspuns foarte tare și rapid, mesmerismul și fascinația sunt cele mai bune intervente. Uh-huh. Ca să, da, e ca un rescue remedy, în emergență. Da, o soluție de urgență. O soluție de urgență. Uh-huh. Te explic de ce. Imaginează-ți că eu te blochez, eu îți spun întrebări, stop! Ție-ți e frică, ești într-o panică. Stop! Dacă tu ești blocat, este practic imposibil să încep înapoi de unde am blocat. Da. Așa că sunt și niște tehnici de fracționabili. Fracționabili. Uh-huh. Dar fiecare are strada lui, drumul lui ca să-și rezolvă. Este o chestie de autorezolvare și cheia autorezolvării este noi. Cu ipnoza, cu mesmerismul, cu fascinație, o găsim. Uh-huh, uh-huh. La fel, dacă este o durere intensă, deci o durere de măsea intensă, până când mă duc la dentist, poate chiar e nevoie de intervenție pentru că e cariat, dar noi știm toți că durerile sunt insuportabile câteodată și să depășim acel moment și asta se poate rezolva de a diminua... Da. Se poate face autofascinație la oglindă. Ah, ce minunat!
Asta o să facem într-un atelier în care să-i învățăm. O să începe să anestetizezi partea cu autofascinație. Ce minunat! Ce... Exact ca la un interbent. Și asta funcționează cu oglinda. Și funcționează foarte mult și ca să develop magnetismul, oglinda, autofascinație la... Da, o să facem, dacă vreți, un mic atelier cu muncă la oglindă. E foarte... e minunată, într-adevăr, pentru că acolo omul e pus în fața omului. Wow, ce minunat! În fața la mine, știi? Ce minunat! E cu tine. Da, da. E o metaforă, e... Cine sunt eu? Sunt... persoana care se uită la mine, sunt persoana în oglindă, nu sunt nici una, nici aia. E, sunt și niște tehnici care îți permite, de exemplu, la dependențe, la abitudini. Sunt niște tehnici care îți permite să intri în ochiul ăla care este responsabil. Dependența aia, de exemplu. Uite, întreabă cineva aici, Mihaela, unde vor fi atelierile astea? Mă gândesc că tot pe Zoom și invităm pe Zoom, unde interacționăm cu ei. Ideea este să ne întâlnim cât mai, când este posibil. Când... Da. E, eu de-abia aștept să te invit în România și să... chiar să ții cursul ăsta, că eu gândesc că sunt foarte multe persoane interesate, nu? E, și... da. Da, pentru că da, și partea transcendentală, nu? Aia de la, să zicem, de la telepatie, aia de la clairvoyance, adică eu se deschid multe facultăți noi. Ce minunat, ce minunat! Care nu ne gândim că sunt extraordinare, dar în domeniul ipnozei, în domeniul mesmerismului, sunt ordinare. O altă întrebare pe care mi-o pune Anca, spune, dar eu pot să mă las de fumat? Păi sigur! Uite, o săptămână am muncit cu o persoană, a și lăsat o testimonianță pe, mi se pare, pe Google, da, a lăsat o recensiune. Ea fuma de 25 de ani. Wow. A lăsat cu o sesiune. Și eu nu mă așteptam de la ea. Dar ea era pregătită. De multe ori nu funcționează. Da, era pregătită, a fost deschisă. Ea era pregătită. Ea era deja pregătită. Așa că a avut numai nevoie de la un mic stimul, știi? Mic. Și s-a lăsat complet. De multe ori trebuie mai multe ședințe. De multe ori trebuie să... Și acolo sunt diferente modalități de a munci cu tabac. Da, pentru că gândesc că și emoția e diferită de la fiecare la fiecare. Da. De ce s-a apucat de fumat. Da. Care parte de tine fumează? Da. Ce vrei să vezi? Ce vrei să fii? Asta e o posibilitate. Ce îți pui fumă în ochi? Ce nu vrei să vezi, de exemplu? Da, da. Sau e partea aia care se gândește cum țigara se duce la gură, că este nevoie de mama, este nevoie de afecțiune, este nevoie de iubire. Da, da, da. Da, da, da. Da, sunt multe. Sunt da. Foarte multe motive, da. Cred că fiecare suntem unici. Și... mecanism care îți schimbă mecanismul. E tehnica aia care îți schimbă reacția. De la o senzație pozitivă, asta e mai șoc puțin, la senzația negativă. Adică în ipnoză tu te fac să fumezi și după aceea îți spun e o travă, e rahat, tu acum mori. Îmi pune mâna pe țigară, gata, mă lasă. Nu, fumează. Da, dar pentru că a întrebat, uite, Anca, de țigară, eu aș întreba acum de cei care sunt alcooliști. Acolo aș folosi, acolo e mai, e puțin mai dificil. Pentru că sunt niște dependențe care sunt dependențe numai de cap.
Dar sunt niște dependențe că devin fiziologice. Devin fiziologice, da. Da, într-adevăr e corpul care cere substanța aia. Aceeași chestie e ca la drog? E ca la drog. Uh-huh. Acolo eu folosesc mult ceva care corpul nostru face natural și este terapia somnului. E foarte interesant. A fost studiat că în dependențe, dependențele se rezolv mult în starea somnului. Asta ca o programare subliminală? O programare subliminală când doarme persoana. Uh-huh. Da. Și să doarmă mai mult. Uh-huh. Pentru că noi când dormim, ne regenerăm, uh-huh, creștem, uh-huh, și este o carte minunată, o cheamă Sonno Profondo, care descrive procesul ăsta și poate și noi ne-am dat seama câteodată în viață natural cum face corpul. Câteodată când ne-e rău, când într-adevăr suntem, nu ne bine, nu suntem bine, suntem dezamăciți sau avem dureri de inimă, notați că ne vine să ne ducem în pat. Da. Natural. Te duci natural ca să te regenerezi. Da, ca da, să te regenerezi. Uh-huh. Și mintea se regenerează. Pentru că mintea acolo nu mai poate. Dar corpul știe cum se facă. Așa e cum ar zice. Lasă că cu mintea nu ajungi să scapi de la dependența asta. Da, da. Că logic eu pot să-ți spun că e o travă. Uh-huh. Dar nu știe ce să facă. Și atunci favorești. În somn noi suntem într-o frecvență cerebrală favorabil la ipnoză. Da. Suntem da, în frecvența schimbării. Da, da. Așa că intri în frecvența aia ca să activezi schimbarea. Da. Mă întreabă cineva aici că unde ții cursurile? Acum gândesc că în perioada asta sunt mai restrânse, dar le țineai în foarte multe țări. Da, eu le țineam în foarte multe. Eu știam Italia și Franța, dar tu ai zis că și Anglia, în mai multe părți, da? Și în România. Acum, și în România, da, știu că ai fost, da? Da, acum totul este închis, totul s-a schimbat. Da. Acum aceste ateliere, te gândești să le faci online, nu? Da, ne gândesc să le fac online, exact. Așa că putem organiza, să zicem, un basic atelier, dacă sunteți interesați, să ne ducem un pas după altul. Da, la un moment dat totul este online. Dacă nu, în general organizez mici grupuri unde e posibil să fie respectată distanța, clasele ca înainte nu este posibil. Da, și da, atunci se poate organiza și pe viu. De exemplu, deci cine este din Italia și este interesat, e aproape de tine, o pot contacta și în grupuri mici se pot organiza. Da, dar se poate și organiza unde stă persoana, dacă sunt mai multe, se poate. Sunt acolo, da. Da, de multe ori mă duc. Da, eu mă refeream acum pentru distanțe mari, grupuri mici e mai dificil, știi? Da. Anca mă întreabă dacă și cred că locuiește la Viena, dacă ai fost la Viena. Ai ținut cursuri? Nu, la Viena nu. No, ai, Anca organizează, strânge grup și intervine. Da. La Viena nu. La Torino? La Torino, da. Anca la Torino ai fost. Da. Milano, Torino. Era un master în ipnoză. Dar alea sunt percursuri profesionale. Pentru cine vrea să devină ipnotist. Da. Eu aș vrea, dacă sunteți interesați, să facem niște percursuri personale. Putem și să învățăm niște instrumente foarte simple. De bază. Da. Ca să poată fi folosite în fiecare zi. Dar cursurile tale, gândesc că sunt foarte, foarte utile, să spun așa, pentru cine deja face hipnoza ericksoniană, nu? Pentru are un instrument în plus, are ceva mai mult,
Pentru terapeuți care sunt interesați, nu? Da, și pentru terapeuți, pentru că, în general, este învățată mai mult ipnoza verbală, ipnoza ericksoniană, adică care folosește vorba ca să te înducă în starea aia. Dar sunt mai multe instrumente care pentru un terapeut e fundamental să cunoască mai multe chei, ipnoză non-verbală, mesmerismul, adică ca terapeut, ca ipnoterapist, e fondamental să aibă mai multe instrumente, dar sigur. De a folosi în funcție de fiecare client, de fiecare... Ca să nu aibă ce este mai adaptabil pentru persoana respectivă. Exact, ca să nu aibă numai un instrument, pentru că, de exemplu, ipnoza ericksoniană este fenomenală, dar câteodată cu persoanele care își vorbesc mult, bla, 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 nu funcționează. Da, funcționează mesmerismul pentru că e liniște. Da. Dacă ajungi vorbe la vorbă, Da. Mie mi-era frică, ți-am zis, de hipnoză, să nu, vai de mine, dacă îmi face cineva ceva, dacă se folosește de mintea mea, cine știe. Și am învățat să mă auto-hipnotizez singură și ți-am spus că m-am auto-vindecat de panică, sufeream de panică, dar foarte urât, adică respiram când mă apucau crizele, respiram în pungă, îmi puneam punga și respiram în pungă și m-a ajutat enorm. Mi-a dat încredere în mine mai mult, dar să știi că pe partea asta la alta am lucrat să-mi disciplinez mintea prin respirație. Pentru că mi-a folosit foarte mult să fac respirație conștientă. În fiecare zi făceam de 3 ori pe zi câte 10 minute și în felul ăsta am disciplinat mintea să nu mai intră ea cu toate alea. Făcea o gălăgie, Ester, înainte de nu știe. Cred! Da. Și în felul ăsta am reușit să o disciplinez și am observat când am făcut cursul de hipnoză, mi-a fost mult mai ușor să... Dar m-a ajutat să am încredere în mine, la stima de sine, te ajută foarte mult la... E una marcea în più, adică e ceva în plus, e un prieten, într-adevăr un prieten, un medic care l-avem înăuntru. Așa este, Și nu e, adică normal ipnoza este colegată numai de la traume, de la probleme, dar nu e folosită numai pentru asta, e folosită și pentru creativitate. Ești un pictor, aumentează creativitatea, poate fi folosită ca să la școală, ca să înveți mai bine, ca să superi examenele. La facultate, de exemplu, poate fi folosită ca să ajung mai repede la obiectivele mele. Poate, nu, adică e într-adevăr un coroborant. Da. Te ajută. Eu am folosit. Este enorm. Am folosit, uite, și pentru slăbit se poate fi, și pentru a fi un bun lider, pentru a avea încredere. Am făcut genul ăsta de programare subliminală, care m-a ajutat enorm de a-mi căpăta. Eram foarte timidă, da? Vezi? Contrar de ce mă vezi acum, eram timidă, roșeam, transpiram. N-aș fi spus, vezi? Ajută mult și pentru dieta. Da. Ca să mănânci bine. E practic un elizir. Așa este. Nu, bine, eu dacă mai au niște întrebări. Acum, Violeta ne spune că suntem magici amândouă. Întrebări nu mai sunt. Așteaptă, deci, să le dăm informații despre ateliere. Dacă facem, uite, ar fi indicat să facem mici ateliere, știi unde să... De o oră, 45 de minute, să începem să învățăm. Cum să nu? Da. Niciunul dintre voi a mai... făcut experiența de ipnoză?
Da, dacă cineva a făcut, a avut experiențe cu hipnoză, să ne scrie. Da, nu ne scriu, o să ne... Okay. Bine, atunci... Da. Gândesc, pentru că cunosc câteva persoane, uite, Mihaela nu spune, dar vrea mai multe informații. Violeta, da, a făcut, pentru că știu că a făcut, se face la, cred că și la coaching și la da. PNL, a experimentat, da. Da, Violeta a experimentat, alte persoane spun nu, da. Și cum te-ai simțit, Violeta? Era bine? Violeta trăiește în America, a locuit în Italia. A, în America e da, da. Da, și acolo în America este, da, mai mult developată asta ericksoniană. Uh-huh, uh-huh. De, și care a fost studiată de PNL. Uh-huh. Mihaela, chiar dacă nu cunoști pe nimeni în Torino, că să știți că și eu am locuit în Torino și căutam pe cineva care să fac hipnoză și de-aia m-am dus să învăț eu, pot să o contactez pe Esther, pentru că se poate face și online, nu e, trebuie neapărat față în față, da? Violeta spune că i-a schimbat viața și eu cred că și mie mi-a schimbat viața. Bine ai venit și mie! Așa este! Da, Violeta e minunată, o cunosc, da. Dar este, uite, m-au chemat acum, este și o aplicație foarte interesantă pentru femeile de ipnoestetică. Ipnoestetica, știi? Nu, nu. Zine mai mult, că na, femeile sunt interesate, ea spune. Estetica, vai ce faină este! Ia zi! Da, sunt tratamente ipnotice pentru estetica. Știi, crânceni, rughe, nu? Îl cheamă da, riduri, da. Riduri, astea sub ochi, burse sub ochi. Wow! Este ce fain. Da, care o cheamă breast enlargement. Funcționează cu fascinație. Funcționează și la celulită? Și la celulită. Super. La tonicitate, știi? Da. La retenție idrică. E, da. E o parte din ipnoză, uh-huh. Care sunt aplicări, tratamente ipnotice numai pentru estetica. Capilarele, știi? Uh-huh. I capillari, la circulazione da, sanguigna. Da, eu gândesc că este 100% adevărat, pentru că automat când tu te duci mirat ca să relaxezi acea parte, ea intră în... face minuni, da, da. Exact, da. Exact, da, da, da. Ok, mai zi o dată, Esther, unde te găsesc persoanele, poate... văd că sunt interesate persoane care să lucreze cu tine. Și pot să scriu? Aici pe chat? Aici nu, pentru că nu o să rămână chat-ul de la Zoom, dar pe urmă pot să scrii când o să apară acolo direct. Pot să scriu pe aici și tu-l copiezi? Nu știu dacă pot, Esther, nu știu dacă știu. Mă pui la... Deci, vedeți ceva? W, Esther, nu, am greșit. O vezi? Da. Dar am greșit. No, dar știi ce? Mi-o dai mie pe Messenger. Bine. Și eu o pun de acolo, da? Sigur, deci te pot contacta și pe Messenger, nu? Pe Messenger, pe da, pagina, sigur. Pe Messengerul de la pagină. Am o pagină, o cheamă Miglioramenti pe Facebook. Miglioramenti, adică îmbunătățiri. În română ește Miglioramenti, da. Miglioramenti pe Facebook, mă găsiți acolo, am un situ și eu o să vă dau toate referințele. Eu zic așa, tu îmi dai toate linkurile pe Messenger și eu le lipesc aici, unde ți apare și ție poți să le lipești și tu.
În felul ăsta, persoanele te pot contacta și pot experimenta, nu? Anca să vorbească cu inima, să se lese de fumat. Și da, eu știu alte persoane ce mai doresc, da? Pare drag. Și noi ne ținem la curând de când organizăm micul atelierul ăsta toți împreună. Ok, cu mare drag. Deci cât de curând veți fi anunțat pe ce dată, Ester va crea evenimentul, vom distribui și ne vom întâlni ca să experimentăm. Asta e, că este cel mai minunat. O să ne întâlnim pe Zoom, aici unde sunt eu cu Ester, și efectiv să interacționăm și să experimentăm mai mult decât s-a vorbit aici. Ester, da, ce pot să spun? Că îți mulțumesc din suflet că ai fost cu mine, pentru că pentru mine e o mare dragoste hipnoza. Pe lângă constelații, sunt îndrăgostită și de hipnoză și știu beneficiile, le-am cunoscut pe pielea mea și e păcat să ne ajungă la cât mai multe persoane. Da. Pentru că, Ester, poate unii rezonează cu constelația, poate unii cu hipnoza, poate unii cu altă tehnică. Și e bine ca, eu știu, persoanele să ajungă în contact cu cât mai multe tehnici, pentru că persoanele vor alege, eu știu, persoana cu care rezonează, tehnica cu care rezonează, și important este rezultatul. Aia este important. Trăzile ca să ajungem la noi sunt practici infinite. N-are importanță de unde important e să pornim. Da, da. Ce este minunat la hipnoză, la persoanele care au voința aia mai slăbită, așa, și încrederea sine mai slăbită și stima de sine, cu hipnoza face minuni, adică îți schimbă viața așa. Da, da, și cu public speaking, și cu... Da, devii mai... E într-adevăr o chestie de prezență, devii mai sigur în tine, devii mai radicat. Da, da. Eu cunosc atât de persoane multe, foarte multe persoane minunate, cu un potențial minunat, și nu ies în față, nu știu, să țină evenimente, pentru că au frica asta de a ieși în public, de a se expune, da? Și hipnoza este minunată, te ajută imediat. Dacă vrem să închidem, putem zice că într-adevăr hipnoza este diferența între a viețui și supraviețui. Da, ce frumos ai spus, ce frumos ai spus, da. De a trăi și de a supraviețui, da, așa este. De într-adevăr. A trăi, ca da, să, da. Să trăiești fără. Și da, complet. Da, da. Ești fericit întotdeauna. Dar înseamnă că înveți să te miști în viață și când e sus și când e jos. Așa este, așa este. Nu înseamnă că e dar rău și e întotdeauna. Dar și când e rău, totuși e bine. Da, adică găsești soluția, vezi soluția. Eu asta am învățat și prin terapia prin râs, pentru că, cum ziceai tu, mintea nu face diferența dintre real și fals, și noi suntem creați cu această dar minunat a râde, și l-am îngropat râsul cu foarte multe credințe, da? Și în momentul când practici râsul terapeutic, practic, cum practici și respirația, mintea, nefăcând diferența, îți reaccesezi râsul tău interior și este minunat. Da, și râsul, dacă ne gândim în termeni de eneagrama sunt diverse tipuri de personalități, râsul este instrumentul folosit de personalitatea numărul 7, o cheamă artistul, care folosește chiar râsul ca să-i scoată la dramatizarea puterea. Wow, vezi? Ce frumos, ce minunat, ce minunat, da. Ok. Bine. Atunci, mersi frumos, o seară minunată. O seară minunată tuturor și vă mulțumim că ați fost alături de noi.